Ai tensiune arterială crescută. Mănâncă aceste 10 alimente și vei fi sănătos. În zilele noastre, tensiunea arterială crescută apare la majoritatea oamenilor. Acest fenomen trebuie luat în serios, deoarece crește riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral, amenință cu afectarea conștiinței, dezvoltarea insuficienței renale sau cardiace. În plus, tensiunea crescută duce la modificări ale pereților vaselor de sânge și ale retinei ochiului, care la rândul lor pot duce la tulburări de vedere și orbire. În acest articol, vrem să rezumăm 10 produse cu ajutorul cărora puteți reduce tensiunea sau chiar să o normalizați complet. 1. Brânza de vaci cu conținut scăzut de grăsimi întărește inima, favorizează vasodilatația, este o sursă de calciu, magneziu, potasiu. Trebuie să mănânci zilnic cel puțin 100 de grame de brânză de vaci. 2. Ardeiul gras roșu conține o cantitate record de vitamina C. Pacienții hipertensivi trebuie să-l mănânce ori de câte ori este posibil. Dacă mâncați doi ardei proaspeți zilnic, acest lucru va acoperi nevoia organismului de vitamina C. 3. Somonul este o sursă de acizi grași omega-3 și este excelent pentru a ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Este bine să-l consumați de 3 ori pe săptămână aproximativ 1,00150 de grame. 4. Făina de ovăz ar trebui să fie în meniul persoanelor cu tensiune arterială crescută în fiecare dimineață. Studiile au arătat că ovăzul este o sursă de seleniu pentru organism și are un conținut ridicat de fibre. 5. Semințele de dovleac vor umple deficiența de zinc și vor reduce riscul de infarct. Este suficient să mănânci 20 de grame pe zi în loc de o gustare. 6. Cacao îmbunătățește sănătatea vasculară. Dar aceasta este o băutură bogată în calorii. Una, două căni pe săptămână sunt suficiente, nu mai mult. 7. Lactele degresat conține potasiu, calciu, magneziu, vitamine și îmbunătățește hipertensiunea. Puteți bea până la 3 pahare pe zi. 8. Ciocolata amară întărește mușchiul inimii, conține antioxidanți și poate reduce tensiunea arterială cu 5-10 mm Nu trebuie să o mănânci în cantități mari. 9. Migdalele conțin monodrăsimi și reduc nivelul colesterolului. Acestea conțin potasiu, magneziu, vitamina E, este necesară pentru scăderea tensiunii arteriale 10. Când este consumat în mod regulat, ceaiul verde dizolvă grăsimea și reduce colesterolul, conține mulți antioxidanți și previne procesul de îmbătrânire a corpului.